Centrul Rus de Știință și Cultură a găzduit astăzi o masă rotundă și o prezentare a cărții dedicată vieții și activității științifice a unui savant remarcabil, istoric, fondatorul Academiei de Științe a Moldovei, Iachim Grosul. Autorul cărții, Vladislav Grosul, a relatat despre faptul cum tatăl său a ajuns să obțină titlul de conducător academic și ce a trebuit să sacrifice el pentru asta. La eveniment au mai participat discipolii celui care este numit Lomonosov de Moldova, academicieni, membri ai organizațiilor non-guvernamentale, care au amintit încă o dată despre aportul imens al talentatului savant în dezvoltarea științei moldovenești. Человек, который сделал колоссально много, наверное, на научном поприще в качестве организатора больше любого из молдавских граждан для развития молдавской науки. Denumele lui Iachim Grosul este legată crearea celor mai importante centre științifice, primelor institute de economie, istorie, limbă și literatură. El a contribuit la dezvoltarea sistemului de învățământ, iar în anul 1961 a stat la baza creierii în Moldova a primei Academii de Științe. Memoria despre asemenea personalități marcante trebuie păstrată în analele istorice ale statului, este convins oaspetele evenimentului, președintele PCRM Vladimir Voronin. Именно его подвиг, подвиг этого выдающегося человека, его подвиг как организатора, как основоположника молдавской науки, в известном смысле стал вдохновляющим примером для нас, когда мы были во власти и когда в 2004 году мы решили модернизировать, совершенствовать работу Академии наук Республики Молдова. То есть мы сделали очень конкретную практическую попытку восстановить утраченный интеллектуальный суверенитет этого научного здания. Я напомню, что объем инвестиций за эти годы, за 8 лет, вырос в нашу науку в Молдове в 14 раз. А сама реформа Академии, та модель, тот проект, что мы реализовали, была признана ЮНЕСКО одной из четырех оптимальных мировых моделей организации науки вообще. Dar anume astăzi, când practic este distrusă principala creație a vieții lui Iachim Grosul, devin clare mai multe lucruri. Iar cel mai grav este că poporul moldovenesc a pierdut suveranitatea sa, dar și cea intelectuală. Aceasta este consecința politicienilor, pentru care orice cunoștință științifică, progres și educație constituie o stângăcie, un impediment în calea atrocităților pe care le comit, a declarat Vladimir Voronin. Они знают, кто и что представляет для них самую большую угрозу их правления. В том числе и при руководстве Академии наук. В первую очередь, это грамотный народ. Это творческая осмысливающая реальность, тянущаяся к прогрессу, подлинному интеллектуальному равенству. И то издевательство, которое происходит над душами людей, начиная с первого класса и до так называемого апогея бакалавриата, является еще одним очень серьезным свидетельством деградации нас, как нации, как потенциал нации. Acest lucru confirmă într-o măsură și mai mare faptul că nu poate exista o statalitate mai mare fără o suveranitate intelectuală în societate, unde numele fondatorilor Academiei de Științe și a savanților sunt date uitării, a declarat Vladimir Voronin. Președintele PCRM consideră că anume la aniversarea 100 de ani de la nașterea savantului, societatea și politicienii trebuie să facă totul ca să întoarcă țării libertatea, democrația și dreptul egal la o dezvoltare intelectuală. Fără aceste elemente, Moldova niciodată nu va avea perspective.